Legislație în vigoare, toți locuitorii României, fie că sunt persoane fizice, instituții publice, companii, asociații sau fundații, au responsabilitatea și datoria legală de a colecta selectiv deșeurile de ambalaje. Acestea trebuie depozitate în containere speciale, inscripționate corespunzător și amplasate în locuri accesibile pentru toți cetățenii. Astfel că în pubela portocalie se vor depozita exclusiv deșeurile menajere și biodegradabile care nu pot fi reciclate. Printre acestea se numără scutecele, zațul de cafea, șervețele umede, mucurile de țigară, resturi alimentare și deșeuri rezultate din activități de grădinărit. Pubela sau sacul galben sunt destinate deșeurilor reciclabile, cum ar fi recipiente de plastic pentru băuturi sau alimente, pungi sau folii curate dopuri de plastic, sprayuri pentru alimente, ambalaje metalice, inclusiv doze, dopuri și conserve și alte obiecte casnice, mici sau medii, din plastic sau metal. Este esențial să nu aruncăm în această pubelă obiecte precum combinații de plastic și metal, seringi, ambalaje contaminate, baterii, acumulatori sau electrocasnice. Iar clopotele verzi, amplasate în diverse locații în oraș, sunt special concepute pentru sticlă. În acestea se pot depozita recipiente de sticlă provenite de la băuturi și produse alimentare, precum și borcane. Nu este permisă aruncarea geamurilor, oglinzilor, ghivecelor, becurilor, vaselor, paharelor, parbrizele sau oricărui tip de sticlă rezistentă la temperaturi înalte. Prin colectarea separată a deșeurilor, fiecare locuitor al României contribuie activ la protejarea mediului și la optimizarea proceselor de reciclare. Este esențial să fim informați și să ne asumăm responsabilitatea pentru un mediu mai curat și mai sănătos. La partea de colectare a deșeurilor menajere din locuință și de la firme, ați văzut că a fost, cred că o zi, două sau trei, au fost câteva situații în oraș unde Gosanu, cei care colectează deșeurile reciclabile și menajere, nu au ridicat pubelele cetățenilor din fața casei, pe motiv că în pubele n-a fost sau gunoiul depozitat în pubele n-a fost selectat așa cum trebuia. Eu vreau să vă spun și să vă citesc foarte, foarte pe scurt ce avem voie și ce n-avem voie să vă reamintesc în pubelă, și atunci situația este în felul următor. În pubela galbenă, noi am făcut așa: o să facem niște autocolante. Așa arată un autocolant. În prima fază, acolo unde nu este uh, depozitat deșeu menager corect în pubelă, o să se uh, lipească un astfel de autocolant. Iar aici, pe această coloană, la aceste căsuțe, o să bifăm cu X ceea ce nu ați respectat. Dumneavoastră, când ați pus în pubela galbenă nu aveți voie în pubela galbenă să puneți deșeuri vegetale, sticlă, geam, borcane, resturi din construcții, deșeuri menajere, resturi de carne, resturi de fructe, legume, mâncare, coș de ou, etc. Nu avem voie cenușă, păr și blană, scutece, excremente de animale, gunoi de graș, textile, haine, perne, plapume, pături, pantofi, etc uleiuri și grăsimi, recipienți de la vopsele, rumeguș, lemn, zați, cafea, resturi, ceai, mucuri de țigări sau altele. Deci astea sunt lucrurile pe care noi nu avem voie să le depozităm în, în să le depozităm în acea pubelă portocalie galbenă. De ce vă spun acest lucru? Poate să se întrebe cineva, de ce, de exemplu, trebuie să facem această colectare selectivă? Noi suntem obligați de către cei de la Uniunea Europeană, noi suntem obligați să facem o colectare selectivă. Se se contabilizează în fiecare an care este cantitatea de deșeuri reciclabile depuse de noi la stația de transfer de la Jimbolia și care este cantitatea de deșeu menajer în condițiile în care nu există un procent stabilit prin lege de gunoi reciclabil calculat la volumul de gunoi menajer, noi ca și instituție publică trebuie să plătim penalități la cei de la mediu. Și atunci în contextul ăsta, de aia vă rog să respectați aceste lucruri pentru că nu este în regulă să nu colectăm gunoiul selectiv. Apropo de colectare selectivă, ați văzut am văzut zilele trecute, dar nu mai știu unde. Chiar cei de la Timișoara au făcut o reclamă folosindu-i pe cei doi, cred că actori de la Cluj, și au făcut o reclamă prin care arată că trebuie colectat selectiv gunoiul, deșeurile menajere, exact ca în Germania. Vreau să vă spun că noi plătim noi plătim deșeurile la Jimbole acolo unde le ducem la gunoi menajer, adică fracția umidă 321 de 321,29 de lei plus TVA la tonă, iar la deșeul reciclabil plătim 258 de lei, 258,22 de lei plus TVA tona. Ăsta este unul dintre motivele prin care vă rugam de fiecare dată să nu mai puneți frunze, nu mai puneți crengi, nu mai puneți lucruri cenușă, materiale de construcție și așa mai departe pentru că astea sunt prețurile pe care noi le plătim acolo când mergem la deponeu pe de o parte la aceste costuri se adaugă și costurile să zic cu cei care deservesc mașina e, autogunoiera plus motorina și așa mai departe dar ceea ce este interesant este că primim și noi la rândul nostru amens dacă nu respectăm această colectare selectivă a gunoiului ce punem în pubel la portocalie la menajer Resturi de mâncare, gătite sau proaspete, resturi din produse lactate, coș de ouă, grăsime animale, uleiuri vegetale. Așa, uleiul trebuie să fie pus în recipienți, de obicei în sticle PET. Excremente animale companie, scutece, cenușă de la sobe răcită. Sigur, și aici cu cenușa de la sobe răcită e o discuție. E una să pui, de exemplu, eu știu, acolo doi pumni de cenușă și alta e să umpli, să umpli jumate din pubelă cu cenușă. Conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigări și așa mai departe. Așa, se mai pot pune după lege deșeuri biodegradabile de tipul rest de fructe, legume proaspe sau, gătite, resturi de pâine cereale, zați cafea, resturi de ceai, Așa, plante de casă, hârtie, ziare, carton mărunțit, doar dacă sunt umede și murdare. Tot ceea ce ține, de exemplu, de carton, tot ceea ce ține de peturi, da, astea știți foarte clar: dozele, toate astea trebuie puse în pubela galbenă. <coughs> da, uite că am aici <coughs> trecut să vă citesc, și ce putem pune în pubela galbenă deșeuri reciclabile de tip hârtie, carton, curate, mărunțite, ziare, reviste, ambalaje de tot felul, cutii de pantofi, cutii electrocasnice, cutii de la obiecte de mobilier, caiete, cărți, col, blocuri de sen, plicuri, cutii, pizza, plase, hârtie, pahare, carton, farfurii din carton, etc. La deșeurile reciclabile vorbim de pubela galbenă, da? La deșeurile reciclabile din material plastic, așa, sau aluminiu curățate, peturi, doze de aluminiu, obiecte de uscat din plastic, gen, ligian, oală de plastic, bol plastic, tacâmuri plastic, CD-uri, DVD-uri, carcase, CD, DVD, ca, caserole plastic, folie de aluminiu, folie de plastic, dosare plastic, folia A4, plase sau pungă de la supermarte, cutii de margarină, etc. <coughs> alte categorii de deșeuri care se colectează prin aport voluntar, adică cele care le va duce cetățeanul. Deșeurile din sticlă și borcane în container de tip clopot am în zona orașului, zona de blocuri, cartiere, colțurile străzilor. Câteva exemple unde avem așa ceva, zona supermarket Verzda pe drumul Comloșului, pe Nufărului, la magazin, pe stradă Panselor în zona de blocuri, Republicii în zona de blocuri lângă wc public și în parcarea de la piață. Resturile deșeurilor vegetale le ducem la FNC, cantități nelimitate gratuit. Deșeuri rezultate din demolări la FNC și resturile de pământ vegetal, restul din pământ vegetal, pe drumul Timișorii, acolo în drept, dincolo de Glisando, pe partea dreaptă. Deșeuri din categoria celor de izolații, hidroizolații, vată de sticlă, bitum, cutii de vopsele, acoperiș plăci ondulate etc. există un container la FNC în interiorul acelei incinte împrejmuite a primăriei, unde la fel se pot depune cu titlu gratuit. Deșeuri din categoria celor vom luminoase, mobilier, saltele, mase plastice, mari, paturi metalice, etc., există un alt container tot acolo la PNC. Deci, practic, asta a fost foarte pe scurt o recapitulare a ceea ce putem face și ceea ce nu putem face legat de, să zic, cu noi și reciclabil și vă rog, pe toți încercați să respectați aceste lucruri pentru că asta este situația până la urmă urme, este bine că se întâmplă așa și că acele, să zic, deșeuri reciclabile vin recuperate și făcute. În S Nicolau mare, autoritățile locale au demarat un nou proiect esențial pentru mediu și comunitate prin construirea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. Acest centru modern va oferi locuitorilor posibilitatea de a-și depune deșeurile într-un mod organizat și eficient, respectând în același timp normele de mediu. Pe terenul ales pentru proiect vor fi executate următoarele lucrări: o platformă carosabilă pentru containerele de tip ABROL și pentru circulația autovehiculelor, o zonă betonată destinată containerelor tip Baracă. Un sistem de canalizare pentru colectarea apelor pluviale, amenajarea unei zone verzi cu gazon și vegetație perimetrală de protecție, construcția unei copertine pe structură metalică pentru protecția containerilor deschise, împrejmuirea cu gard metalic și poartă de acces cu lisantă, și montarea unui cântar carosabil pentru camioane în zona de acces principală. Dotările acestei facilități includ un container de tip baracă pentru administrare, supraveghere și două grupuri sanitare, un container frigorific pentru cadavre de animale mici de casă, un container special pentru deșeuri periculoase, trei containere cu presă pentru hârtie, carton, plastic și textile, trei containere de tip walk-in pentru deșeuri electrice, electronice și mobilier, două containere skip pentru sticlă trei containere înalte de tip abrol pentru anvelope, metal și deșeuri de curte, trei containere joase de tip abrol pentru moloz, separator de hidrocarburi, două scări mobile metalice pentru descărcare și 7 stâlpi de iluminat și camere de supraveghere. Proiectul reprezintă o investiție importantă în infrastructura locală, având ca scop principal protejarea mediului și încurajarea colectării selective a deșeurilor. Am făcut uh, un studiu de fezabilitate să facem o platformă de containere și pentru celelalte deșeuri, unde dumneavoastră, ca cetățeni, să puteți să depuneți gratuit acolo pe acea platformă, pentru obiecte de mobilier, pentru saltele, pentru cauciucuri de mașină, pentru, pentru multe lucruri. Uh, între timp, a apărut o oportunitate din fonduri europene pentru construcția acestor să zic incinte cu containere pentru aceste deșeuri, iar noi ne-am ne înscris în acest program, această finanțare din fonduri europene, ca și locație unde am dat teren sau ne-am pus la dispoziție teren pentru a fi proiectat un astfel de obiectiv, este pe drumul Mori înainte de stația de epurare pe partea stângă. Acolo este un teren, sigur noi am fi dorit aici la zona FNC, acolo unde am spus că sunt acele resturi vegetale, dar în legislație nu ne dă voie acolo acea zonă fiind prea aproape de case și nu putem face acest lucru. Să știți că și acum în cele două containere unde dumneavoastră aveți posibilitatea să depozitați gratuit ceea ce v-am citit mai devreme, acolo la în incinta acelui, acelei locații a primăriei, noi atunci când acele containere se umple cu, cu deșeuri, chemăm firma, firma vine contra cost și noi, practic, plătim ridicarea acelor deșeuri, dar vă oferim această posibilitate în ideea în care să nu mai duceți pe câmp, să nu mai duceți pe terenul agricol în extra localității aceste deșeuri, pentru că nu, nu este absolut deloc în regulă. Orașul Sănicolau Mare pune în acțiune o nouă campanie menită să educe, să informeze și să colecteze deșeurile electrice și electronice. Aceasta este o inițiativă organizată de primăria orașului Sănicolau Mare cu scopul eliminării deșeurilor de echipamente electrice și electronice din locuințe. Campania, intitulată Zilele reciclării deșeurilor electrice în orașul Sănicolau Mare, va avea loc sâmbătă, 4 noiembrie. În cadrul acesteia, Locuitorii orașului vor avea oportunitatea de a beneficia de servicii gratuite de preluare de la domiciliu a deșeurilor electrice și electronice. Pentru a programa o colectare, cetățenii pot suna la numerele de telefon 0800-444-800 sau 0768-250-250. De asemenea, solicitările pot fi făcute și online pe site-ul www.colectează.ro. Dar aceasta nu este singura surpriză pe care o aduce campania. Cetățenii care predau deșeurile la mașina de colectare vor fi și recompensați pentru gestul lor ecoresponsabil. Astfel se oferă 30 de lei pentru mașini de spălat rufe sau vase complete, 20 de lei pentru frigider, aparate de aer condiționat, aragaz sau cuptoare de gătit complete. 20 de lei pentru frigider, aparate de aer condiționat, aragaz sau cuptoare de gătit complete și 10 lei pentru un televizor sau aparate electrice uzate mici care totalizează un minim de 20 de kg. Încurajăm locuitorii să profite de această ocazie, să contribuie la menținerea curățeniei orașului și să primească în același timp și o recompensă pentru efortul lor. Prin astfel de inițiative, Sânicolaul Mare demonstrează încă o dată că este un oraș responsabil și preocupat de mediu. Fac un apel către toți cetățenii, nu doar persoane fizice și firme, să nu mai arunce gunoaie la marginea orașului și pe câmp. Vă rog, nu mai faceți acest lucru, vreau să vă spun că amenziile vreau să vă spun că amenzile sunt foarte mari, pentru cei care sunt prinși că aruncă gunoi pe câmp, iar pe lângă amenzi vreau să vă mai spun că pe lângă amens vreau să vă mai spun că dacă cineva aruncă gunoi pe câmp, fie că e vorba de mașină, de tractor, de remorcă, de camion, inclusiv utilajele sau autocamion, autovehiculele cu care se transportă acel gunoi vor fi confiscate vă rog să țineți cont de acest lucru și în condițiile în care, să zic, veți fi uh, depistați, vă rog să faceți în așa, adică vă rog să nu veniți să spuneți că n-ați știut și că vă pare rău și că nu ați știut și așa mai departe. Vreau să vă spun că deja prima căruță am confiscat-o, am confiscat prima căruță împreună cu cei de la poliție. Există legislație, în aceeași manieră vor fi confiscate tractoare, camioane și așa mai departe. Amenzile Amenzile minime, vedeți că s-au mărit și aici cuantumul amenzilor, amenda minimă pentru aruncatul gunoiurilor pe, pe domeniul public, fie că vorbim pe teren intravilan sau extravilant, pornesc de la 30.000 de roni. 30.000 de roni însemnând aproximativ 6.000 de euro. Vreau să vă spun că săptămâna trecută colegii mei au depistat o firmă de construcții din Sân Nicolau, cu sediul în Sân Nicolau, care a aruncat Gunoaiele pe câmp, și în contextul ăsta vă spun sigur, nu i-am prins uh, cu utilajul, cu ce mașină a dus, pentru că am fi confiscat mașina, dar în contextul ăsta să știți că amenda va fi în mod categoric de minim 30.000 de roni. Țin foarte mult la curățenie, țin foarte mult la ordine și disciplină. Ăsta este motivul pentru care cei de la mediu au înăsprit atât de mult. Uh, legislația în vigoare, vedeți sunt amenzi care merg până de la 30.000 de, de roni până la practic 100.000 de, de roni, cred că 150.000 de, de roni, dar așa cum am spus cu confiscarea mijlocului de transport cu care a fost transportat acest gunoi și vă spun că indiferent pe cine o să depistăm că se întâmplă acest lucru în mod categoric va rămâne fără camion, fără mașină mică, fără microbus indiferent cu ce și așa cum am spus mai devreme inclusiv căruțele le vom confisca. De aceea vă rog pe toți nu mai duceți gunoaiele pe câmp. Nu mai le duceți pe câmp pentru că noi ulterior trebuie să mergem cu mașină, cu camion, cu de excavator, să încărcăm toate aceste deșeuri, să le adunăm, să știți că noi nu le lăsăm pe câmp. Chiar acum de curând, în urmă cu, cred că, două săptămâni, un cetățean a sesizat că sunt o grămadă de gunoaie pe drumul Comloșului, înainte de calea ferată pe partea dreaptă acolo. Am trimis camioane, am trimis utilaje, am adunat tot ce a fost acolo, dar, așa cum am spus, cei care sunt prinși vor fi aspru pedepsiți.